Stimați prieteni, ne aflăm în Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrici cu Hășdău și, respectiv, suntem în Săptămâna Științei. Cu această ocazie l-am invitat la Biblioteca Centrală pe prietenul bibliotecii noastre de mulți ani, domnul Sergiu Chircă, academician, doctor habilitat în economie, un om absolut excepțional, un autor de mai multe volume de carte, de știință, social-politică și beletristică. Sunt niște lucruri excepționale, de aceea plăcerea este a noastră și vreau să aflu mai întâi de toate, domnul Chircă, de unde e dragostea de știință, de unde a apărut? Adică să ne vorbiți ceva din anii copilăriei, studenții, care au fost primii pași spre cercetare în domeniul științei. Poftiți! Știți, eu sunt probabil o persoană nu prea așa răspândită în Chișinău, fiindcă eu sunt din Chișinău. Sunt un copil al României întregite. Sunt un copil al războiului și a tuturor tragediilor care au urmat după acest război. Fiindcă tăvălugul țarismului și cel sovietic au schimbat radical componența demografică a Chișinăului. Băștinași cu tradiții bogate, nu prea sunt așa de mulți în Chișinău. Au trecut aici valuri, au fost conștient schimbate, deci schimbate componența populației. Eu sunt născut în 1934 în Chișinău. Rădăcinile neamului meu, familiei mele, sunt destul de adânci. Documentele îmi spun că aceste rădăcini vin de pe la 1752. Deși probabil că sunt și alte rădăcini mai din, dar nu am documente. Deci, fiind născut aici, apropo, pe lume, mama Eugenia m-a dus la maternitatea Regina Maria din Chișinău în octombrie, cum am spus, 1934. Într-un fel am fost și fericit, fiindcă evenimentele principale, istorici, care au avut loc în Basarabia, în mare parte țin de ceea ce a avut loc în Chișinău. De aceea, ca participant, ca martor, sigur, acestea mi sunt rădăcinile mele. Părinții, mai ales mama, fiind copilul cel mai mare în familie, în total 4 copii, tot timpul s-a gândit, fiind o femeie religioasă, că eu să devin preot. Ceea ce mie nu-mi prea convenea. Însă soarta m-a făcut că să fiu tot un fel de preot, să fiu pedagog, economist. Așa că ceea ce mămica mea a dorit, într-un fel s-a și realizat. Economist și om de știință, eu am devenit, aș spune și eu, la o întâmplare. Eu am absolvit unica școală cu predare în limba română, școala de băieți, școala numărul 4 din Chișinău. Am absolvit-o în 53. Această școală în 54 a fost lichidată. Și anul 53 tocmai a fost anul, deci, ca eu să fiu chemat la serviciul militar. Sigur că armata aceasta mi-a modificat foarte mult viața, deci însuși concepțiile, mentalitate, dar spre bine. Spre bine. Eu, deci, am fost trimis la o școală superioară de ofițer din fostul Leningrad, dar m-am trezit în suburbia Leningradului, orășelul Puștin, la o școală de ce pregătea
infanterie marină. Deci cu niște studii medii care pregăteau ofițeri pentru carne de tun. Și cu mari peripeții eu am plecat de acolo, mi-a fost foarte greu. Și când am sosit la sfârșitul lunii august, în 53-59, mi-am dat seama că am rămas în afara venții sociale, deși am avut note foarte, foarte bune. Am avut vreo câțiva, 4, cum era atunci, și 5. Da, sistemul de 5 bani. De 5 puncte, da, cum era atunci. Și, întâmplător, făcând cunoștință cu presa, am aflat că la Universitatea de Stat s-a organizat o nouă facultate, Facultate de Economie. La 2 septembrie 53 m-am adresat lor, am prezentat documentele și mi-au pus niște condiții. Dacă pe data de 2 și 3 septembrie susțin 4 examene, atunci sunt student. Fără pregătire, fără nimic, am susținut 4 examene, matematică, istorie, geografie economică și, cum era atunci, limba rusă, era obligatoriu. Așa am devenit economist. Dar nu-mi plăcea mie știința asta, dar pe urmă am intrat în viața ei. După absolvere am făcut și cursuri la doctorantură în cadrul Institutului de Academie de Economie, Academie de Știință, tocmai atunci îl organizase. Și în felul ăsta m-am încadrat în cercetare, în știință economică. Din 1969, concomitent, am participat și la activitatea pedagogică în cadrul Politehnicii din Chișinău. Am avut un curs Economie, Industrie, Constructoare de Mașini la Facultatea Mecanică. Deci, pentru mine asta a fost, de asemenea, un domeniu nou care mi-a cultivat dorința și chiar și plăcerea de a fi deci, la catedră și a lucra cu studenții. Dar procesul de cercetare spre o finisare, primele cercetări, de exemplu, ați participat ca autor a unor manuale, deoarece îmi dau seama că manualele, chiar dacă erau majoritatea în limba rusă, aduse de la Moscova, de la... Din păcate, în acea perioadă, 53, în 58 am absolvit universitatea eminent, manuale nu prea erau. Știți că nu era hârtie pe ce să scriu. Deci, manualele pentru economie au apărut undeva prin 55-56 și toate erau desigur în limba rusă, așa că noi economia o studiam în baza lucrărilor științifice, în primul rând, era capitalul Mars. Sigur, știam ceva și în limba rusă, dar nu înțelegeam. Am citit de vreo 2-3 ori acest capital ca să înțeleg ceva tocmai la anul 3. Așa a fost situația. Viața mea ca cercetător și ca economist a fost, eu aș spune, într-un fel deosebită. Eu m-am încadrat după ce am susținut în teza de doctor în știință la Institutul de Economie Academiei de Științe din Kiev, m-am încadrat în studierea potențialului uman al Republicii noastre. Fiindcă, de la bun început, m-am întâlnit cu niște probleme foarte periculoase pentru soarta neamului nostru. Deci, în Uniunea Sovietică se spunea că chipurile nu este și nici nu poate să fie șomaș. Toți au loc de muncă. Însă, în realitate, era foarte multă lume care nu avea de lucru. În Armenia, Azerbaijan, Republicile Asiatice și la noi. Dar la noi nu se dezvolta forțele de producție, nu se dezvolta mai ales industria, fiindcă Republica noastră a fost destinată să devie o livadă, așa, în Uniunii Sovietice.
ci un... Mai mult agrar decât. Un spațiu agrar care ar produce materie primă și ar expedia-o în fosta Uniune. Și având contact cu ministerele unionale, cu fostul Gosplan de la Moscova, am avut și permis la materiale secrete, că eram de acolo cercetător în Institutul de Economie, am dat niște materiale strict secrete, unde erau fost acest comitet de planificare unional, planificat pentru Republica Moldova, pentru fiecare an și cincinal, numărul de cetățeni care trebuie să fie deportați, permutați, în trei regiuni ale Kazahstanului, regiunile Karaganda, Zelenograd, Kızılorda și în două regiuni ale Federației Ruse, în partea de siberiană și în zona Nizhny-Nizhoma Federației Ruse. Și erau niște condiții, știți, m-am fricoșat. Cei care trebuia să fie permutați, preponderent din sectorul rural, dar 90% din populația Republicii Moldovene nu știu, erau în sectorul rural, ca ei să nu depășească vârsta cel mai mare, nu mai mult de 45 de ani, în fiecare familie să fie măcar două brațe de muncă, așa? Și le dădeau niște bani, deci îi atrăgeau și îi mutau încolo. În Federația Rusă, populația, deci românul basarabeni, a ajuns undeva aproape de 200.000. În Kazahstan, undeva la 37.000. Și iată aceste date, sigur că controlau când așa de acolo. Eu nu le-am înregistrat. Am venit la Chișinău și am scris niște articole și la o conferință, a fost plenară în domeniul economiei aici organizată, am dat, deci am divulgat aceste secrete, le-am adus la cunoștință opiniei publice. Și unde, asta a fost în 1964, a fost o conferință foarte mare. Deci, conferința... Încă era Hrușciov, da? Da, 64, nu, în octombrie 64, tocmai era schimbările cele. Și mi-au luat și niște interviuri de aici și în decembrie 65, eu am fost reprezentat la Comitetul Central în activa lor, am fost numit naționalist periculos, antisovietic, am fost alungat de la Institutul de Economie, am rămas fără serviciu, eu locuiam în cămin, ulterior m-am alungat și din căminul Academiei. Erați căsătorit deja sau nu? Eram jumate de an căsătorit. S-a început o viață extraordinară și eram urmărit. Știți, la început, cam în fiecare săptămână, mă chemau și întrebau ce fac. Ulterior, ceva mai rar, veneau și mă controlau. Ce cărți am, ce citesc, despre ce eu scriu. Dar sigur că în perioada aceea aproape că n-am scris nimic, scrianul pentru mine. Și așa eu am fost urmărit până la sfârșitul de până undeva în 88-89. Când am fost și deputat în primul Parlament, m-am adresat lui Anatol Plugaru, care devenise ministru, șeful SIS-ului, fostul KGB sovietic. Zic, Anatol, că am luptat cu el împreună în baricadele acestea de eliberare naționalistă. Tu poți să-mi arăți cine a scris despre mine? Uite așa, s-au purtat cu mine foarte dur. Și el mi-a spus, pot, dar nu pot să spun cine. Pentru că asta e o lege indiferentă cu cine. Și iată, dar pe urmă am aflat cine. Putea el să spună, dar vedem acum care e fața. Probabil. Da. Iată așa. Și sigur că am lucrat ca prietenii m-au aranjat, m-au scăpat. Eram fără salariu, fără loc de muncă și m-au aranjat la Institutul de Istorie, Academiei. În felul acesta eu am devenit și istoric, fiindcă activitatea mea după... Istoric cu facultatea de economie. Nu, eu am și foarte multe lucrări. Da, nu e vorba. Lucrări în economie. Da.
primul rând, eu am fost unicul din fosta URSS care am ridicat problema utilizării brațelor de muncă în fostele republici la fața locului. Fiindcă politica care era? Deci, resursele umane, unde erau multe în unele republici, erau transportate, transferate la acolo unde resursele naturale, zăcăminte, așa, petrol, gaze, fier, cărbun și mai departe. Eu am demonstrat că pentru Republica noastră, pentru Uniunea Sovietică, e mai convenabil de adus resurse naturale, gaze, petrol, metal, cărbune aici și aici de organizat, știți, și asta a fost pentru ei ceva nou. Într-un fel, asta pe mine și m-a scăpat de la pușcărie, fiindcă Academia de Știință a primit de la Academia Națională o recenzie unde au marcat ca să prima lucrare și e foarte interesant. Și în felul ăsta m-au lăsat să fiu, dar nu la economie, dar la Institutul de Istorie. Și în felul ăsta am devenit istoric. Ați dovedit științific că mai bine folosite resursele umane pe loc. Dar interesul statului, a Uniunii Sovietice, politica comunistă, era amestecul populației pentru a nu lăsa ce avea o pătură. Dar pentru Basarabia mai era ceva. Mai ales. Pentru a schimba structura demografică și a distruge toate elementele rămânești de aici. Dar n-au. Au distrus, am suferit, dar totuși n-au distrus, încă au fost personalități, oameni care au înțeles, au luptat, s-au ridicat. Și eu am luptat în mare măsură cu pixul. Asta e arta mea principală. Am scris, publicam, eu am foarte multe articole în ziar. Inclusiv și pe oameni, dar ce? Treceau câte un articol. De ce? Iată care e. În felul acesta, ulterior am susținut și teza în 1980 de doctor abilitat la Institutul de Finanțe de economie și finanțe din Sankt Petersburg, din fostul Leningrad. În Sankt Petersburg ați susținut teza de doctor habilitat. Știți, am elaborat, atunci așa și erau și cerințe, erau cerințe dure, ca teza de doctor habilitat să fie argumentată o ceva nou în știință, o teorie nouă, o descoperire, o direcție, de știință, da. Și eu m-am concentrat pe economia regională. Economia, deci, a republicii, care ea nu se studia atunci aparte, că ea se studia în componența, dar eu am deschis, deci au fost trei centre. Pe exemplu, RSSM. Da, au apărut trei centre. La Novosibirsk, profesorul Orlov, am fost acolo la el, la niște conferințe, la Leningrad, la Sankt Petersburg, profesorul Dobrinin în domeniul ăsta, și profesorul Chircă la Chișinău. Iată, noi, a fost aceste trei centre, am susținut teza, am avut oponenți, referenți și deci recenzii de la instituții centrale, de la doi academicieni și un membru corespondent, inclusiv a fost URSS, la susținere. Deci nimeni nu ne-a făcut nici ori. Toți membrii Consiliului au lăudat, a spus că ceva nou, dar la votare nu mi-a ajuns două voturi. După aceea, șeful catedrei unde am prezentat teza m-a chemat și mi-a spus: Serghei, n-am vrut să spun la ieri, dar spun acum, n-am vrut să strâng dispoziția. În ajunul susținerii tale, rectorul, secretarul Comitetului de Partid a instituției, toți membrii Consiliului Științific au primit scrisori pe numele instituției din Sankt Petersburg, că tu ești naționalist, tu ești la evidență la Comitetul de Securitate din Chișinău și pentru tine e de ajuns ca tu să fii candidat în științe economice. El trebuie oprit. Iată, și sigur că asta a fost o lovitură, dar nu prima lovitură, eu câte lovituri am avut până la chestiunea asta. Un an jumate am luptat cu Comisia Centrală de Atestare din Moscova și le-am demonstrat că asta e știință, că eu am dreptate și peste un an jumate mi-a confirmat teza. Deci asta a fost în 1981, deci, deja, da? În
septembrie 80 eu am susținut, deci septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie și undeva în 80, la sfârșitul lui 80, da, nu, deci în 89 i-am prezentat este, în 89 și undeva la mijlocul, în jumătatea a doua anului 81, cei de la Moscova m-au confirmat teza și a spus că a fost un subiectivism, deci neloial față de persoana mea, n-au avut încotro, iată care chestiune. Dar această cale dură pe care aceste obstacole m-au înrindră, mi-au dat forță și am început să studiez patria mea mică profund, patria mea mică Basarabia, să studiez istoria neamului române, să studiez tragedia noastră. Cam am lucrări publicate. Câte înțeleg eu, domnul academician Chircă, dragostea de neam, de istorie, de țară, deci ați avut-o încă pe la începutul anilor 60, când ați fost... De laptele mamei. Așa. Din acest motiv ați publicat și o serie de cărți care sunt ceva mai departe de economie, dar mai aproape de istorie, de evenimentele, de tratarea evenimentelor corecte, adică de adevărul istoric. E sigur, eu nu m-am lăsat de economie. Am în multe domenii, în domeniul, am continuat mai departe potențialul uman al Republicii noastre, fiindcă am și insistat ca să se dezvolte instruirea. Metropola, Moscova, a început să dezvolte, să creeze uzine constructoare de mașini prin 58-59. Dar a deschis, a format Institutul Politehnic de Pregătire a Inginerului în 1964. Deci, în toate țările, deci, se face paralel. Invers. Sau cel puțin se face paralel. Se pregătesc cadrele, are loc construcția acestor uzine și eu studiind această ramură industrie constructoare de mașini foarte complicate, știam ce trebuie să știe un inginer, un tehnolog, în transmânt. Deci am prezentat fostului Gosplan, Academiei de Științe Centrale, s-a comis o greșeală, că nu se pregătesc cadrele locale. Și tot ca economist am arătat că nu e rațional nici pentru țară în ansamblu, că aduce la pierderi colosale. Iată care e chestia. Dar, sigur, mai ales după participarea la luptă de eliberare națională, ca deputat, după ce am semnat declarația de independență, deci m-am încadrat în istoria, sociologia, economia, în patre mele mici a Basarabiei și în Parlament. Când mi-am dat seama că doar eu am participat la plămădirea statului Republica Moldova și mi-am dat seama că noi am început-o cu stângul. Deci, și când guvernul Gaidar a declanșat centralizat terapia de șoc, care s-a dovedit a fi fără terapie, i-au distrus pe ei, dar ne-au distrus și pe noi, atunci, la o ședință a Parlamentului, eu m-am ridicat și am spus că noi trebuie să luăm o decizie, să votăm un proiect de lege care ne-ar permite să părăsim zona economică a rublei sovietice, era cu rubla sovietică, a rublei sovietice și să aderăm la spațiul economic al euro-românesc. S-a pus la votare, am pus la votare. Vreo 120 de deputați m-au susținut. Partea progresivă care era intelectuală a Parlamentului. Restul nu. Și n-a mers. Apoi, peste două luni după declarația de independență, am publicat un articol în limba română la 2 ianuarie, deci 92 și în limba rusă, se numește o singură șansă, o singură posibilitate.
am arătat care e calea noastră. Calea noastră în Europa, nu în Uniunea Europeană, prin România, cu România împreună. Firesc. Deci, firesc. Atunci când eu am lansat, peste, undeva trebuie să două luni după declarația de independență. Eu vreau să vă mulțumesc din inimă pentru participarea la acest film pregătit pentru Săptămâna Științei la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu Tojdeu. Să vă mulțumesc că ați depus un efort de a răscoli amintirile din copilărie, studenție și vă mulțumesc pentru această expoziție excepțională de carte. Și vreau să vă întreb la activ, domnul academician, câte lucrări aveți, în afară de multiplitatea articolelor publicate? În jur de vreo 400. Eu am lăsat aici, în Șelaz Bibliotecii, cartea aceasta, academicianul Sergiu Închircă, la 80 de ani. Da, mersi foarte mult. Acolo, deci, până la vârsta mea de 80 de ani, sunt toate lucrările publicate în toate limbile, cam carte, uitați-vă, cartea în limba engleză. Cartea în limba engleză se numește Basarabia neștiută de vest. Basarabia, foarte frumos. Basarabia neștiută de vest. Apropo, această carte am expediat-o conducerii Uniunii Europene. Se află în Congresul Statelor Unite ale Americii. Așa, la centrul strategic Stratford Friedman din Statele Unite ale Americii, într-un centru geopolitic la Universitatea Centrală din Beijing, în China, în toate țările deci, ale Uniunii Europene. Apoi am mai scris și o carte în limba rusă, care se numește Fenomenul Basarabiei. Această carte am expediat-o la 34 de adrese, 34 de persoane, începând cu deci, aparatul prezidențial al domnului Putin, academicianului Glazev, terminând cu ministerii, instituții, terminând cu Patriarhul Kiril, chiar și la Institutul de Pregătire a Diplomaților, unde a fost președintele nostru Igor Dodon și unde referatul lui a fost apreciat obiectiv de un sustent basarabean, mai scurt în toate. De la mulți unii am primit și mulțumiri și chiar... Au mulțumit cei care au citit. Da, da, da. Care n-a citit, vedeți deci, seama, dar majoritatea... Am primit mulțumiri și din cancelarea doamnei Valentina Valentina, cum îi spune ei, a lui Putin, șefa Consiliului Suprem al Parlamentului Federației, fostă bibliotecă Lenin am primit, de la cancelarea Patriarhului Kiril, desigur, el încă n-a, Matvienko, de la Valentina Matvienko, da. Desigur, el încă nu citise, dar ei ne-au trimis. Oricum, eu nu respect. Acum eu cam sunt deci, în vârstă, am 84 de ani împlinesc. Mulțumesc înainte. Mulțumesc, dar lupt cu pixul și scriu. Iată, ultima mea ediție este Memoriul pentru Basarabia. Deci, eu aici las toată experiența de luptă și de viața mea în această perioadă, o las strămoșilor mei, urmașilor mei și aduc numai, dacă se poate, despre ce eu vorbesc aici. Se poate? Da, poftiți. Uitează, pe scurt, ce sunt Basarabia și Republica Moldova? Cine am fost? Unde am ajuns? Și cine promite ziua de mâine? Formarea noastră ca neam și țară în spațiul Daciei istorice? Două valuri de dezrădăcinare și deznaționalizare? Primul, politica țaristă de transformare a românilor în velicoruși, 1812-1990, genocidul fizic și spiritual efectuat în Basarabia și în nordul Bucovinei de către ocupantul sovietic, 40-44, moștenirea lăsată nouă strămoșilor. Avem o moștenire extraordinar de bogată. De ce nu s-a făcut reunirea cu țara în 90-91? Apoi, 22 de ani de renaștere românism, 1908-1940, și 26 de ani, 96 de ani, 91-2007,
statalist, separatist. Și drepturile basarabene și nord-bucovinenilor la unire cu țara. Am studiat și am descris aici toate drepturile noastre recunoscute internațional. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Timpul nostru a epuizat și vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Să vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim. Am o rară ocazie ca să vă mulțumesc din partea Bibliotecii Centrale pentru donațiile de carte care le-ați făcut anterior și care le faceți în prezent. Vă mulțumesc. Cum aici? Nu prea de mult, da? Nu, e bine. Cum? Nu chiar mortal.